Bună, bună tuturor! Mă bucur tare mult să împărtășesc la invitația prietenilor de la Herald câteva gânduri despre ediția în limba română a cărții Trauma și corpul, o carte scrisă de Pat Ogden și de către coautorii săi. Punctul meu de vedere este un must-have, dacă vreți, atât pentru terapeuți, persoane care lucrează cu oamenii, cât și pentru înțelegerea noastră, a fiecăruia dintre noi, a legăturii profunde între corpul nostru și procesul de vindecare. Cum ne spune Pat Ogden, afectează nu doar mintea, ci și corpul, și tocmai de aceea această carte evidențiază în primul și în primul rând importanța includerii corpului în procesul terapeutic. Foarte multe abordări psihoterapeutice sunt de acord că lucrul terapeutic în aici și acum are cea mai mare parte sau cea mai mare contribuție, dacă vreți, la susținerea procesului de vindecare. Descrierea poveștii este importantă pentru înțelegerea contextului, a trecutului persoanelor cu care lucrăm, însă este destul de limitată în ceea ce privește lucrul în aici și acum. Plecând de la o înțelegere a modului în care procesăm informațiile, trecând în revistă de o manieră exhaustivă, aș putea spune, și comprehensivă, teoria ce stă la baza acestei abordări, această carte detaliază dimensiunile la care trauma poate perturba echilibrul natural al corpului nostru, cu consecințe asupra posturii, asupra expresiei, asupra chiar a modului în care ne mișcăm. A vorbi despre traumă nu este suficient, ci este necesară reconectarea cu corpul nostru. Acest principiu leagă atât partea teoretică prezentă în această carte, cât și partea practică, foarte multe studii de caz, prin care autorii ne ghidează înspre integrarea a ceea ce numim astăzi mindfulness cu mișcările fizice pentru a oferi suport persoanelor în procesarea traumei. În abordarea senzorimotorie, clienții, persoanele care lucrează, pot învăța să devină conștienți de tendințele de orientare legate de traumă și să-și îndrepte atenția către prezent mai degrabă decât către trecut. Redirecționarea orientării și a atenției de la conversație la experiența prezentă, trăită, adică de la conștientizarea externă către conștientizarea internă, de la trecut către prezent, determină un proces exploratoriu și ne activează curiozitatea. Astfel, putem avea oportunitatea de a descoperi lucruri despre noi înșine de care poate nu eram conștienți. Ceea ce face această carte specială, cred eu, este acest ghid pe care îl oferă terapeutului. Pe de o parte, oferă foarte multă informație legată de înțelegerea neuroștiinței din spatele traumei, dar și strategii clare de intervenție. Practic, avem aici o bogăție în limba română, o bogăție de cunoștințe care poate să ofere cel puțin o altă perspectivă practicii noastre terapeutice. Din punctul meu de vedere, nu este doar pentru profesioniști, este pentru orice persoană care vrea să înțeleagă cum trauma poate să rezide în corp, cum poate avea loc vindecarea. Și mai mult decât atât, este scrisă extrem de detaliat, într-un limbaj accesibil, astfel încât ea poate să ofere informații utile tuturor celor care ar putea avea vreun interes în această zonă. Trauma și corpul nu ne vorbește doar despre provocări, nu ne vorbește doar despre dificultățile întâlnite în proces, ci ne vorbește și despre reziliență, despre capacitatea incredibilă a corpului nostru de a se vindeca. Ne amintește că prin
ca plecarea asupra corpului, prin oferirea de atenție, prin curiozitate, putem procesa și integra ceea ce cognitivul, mentalul, de sine stătător, nu ne poate oferi. Să fie cu inspirație și lectură plăcută vă doresc!